Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare. Pentru ce? Ia să facem. Așa. A? Pentru ce? Cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Etalare pentru aproximativ aprilie. Puteți să o considerați până în mai. Puteți să o considerați cât vreți voi de lungă. În timp ce am amestecat. Așa, imediat. O să vorbesc despre astea. În timp ce am amestecat, a apărut judecata. Voi sau altă persoană vreți să vă împăcați? Cineva să vrea să se împace cu voi sau poate voi vreți să vă împăcați cu cineva? Gândiți că de fapt nu vreți să se termine situația. Cineva a pus punct, Martea, nu mai vrea să discute și văd aici o persoană supărată, probabil o energie feminină. Și după această decizie, probabil că energia masculină se gândește mai bine, stai că eu nu vreau să se termine lucrurile. Vreau să continuăm. Voi sau altă persoană vrea să se împace. Unul dintre voi vrea să vă împăcați. Faetonul e foarte determinat. A luat hotărârea de a merge către stea, către destinul său. Către vindecare sau către împăcare, să zicem. Și e o hotărâre luată pe observație îndelungată, să zic eu, The Watcher, cel care privește. Interesant că Watcher are numărul 15 dedicat zodiei Capricornului, deși știți că nu îmi place să asociez Capricornul cu diavolul, dar, în fine, probabil că voi urmăriți pe cineva care e cam supărat, supărată în mod special. Egalitatea a venit și la ce, la, și temperanța, la săgetător, dacă are legătură. Sau poate aveți planete acolo. Sau poate aveți planete în casa nouă și e distanță între voi. Însă, orice ar fi, unul își dorește egalitate și e foarte, foarte supărat. Celălalt se gândește că nu. Nu vreau să se termine. Vreau să merg și să spun adevărul și să vindec într-un fel sau neapărat să vindec, să îmi împlinesc dorințele sau să mi-ating o misiune. Interesant este că apare 9 de monede, de băte. Posibil să trebuiască să faceți față unor blocaje. Cine vrea să vină, va trebui să facă față unor blocaje, pentru că celălalt este foarte, foarte rănit. Are durere de cap, rănit, abia stă în picioare, dar e determinat să nu se lase bruiat, impresionat. La capătul setului de cărți, lumea. E un capitol care s-a încheiat. Însă cineva nu vrea să încheie acest capitol sau vrea să deschidă un alt capitol. N-am văzut deocamdată zero, dar văd judecata. În spate au fost conflicte, au fost bârfe, au fost argumente, au fost certuri sau influențele altora negative. Am zis bârfe, manipulări din partea altor persoane, sentimentul de trădare, de suferință prea mare, de abandon. Și totuși, dragostea a fost și ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul. Eu a fost, este o întâlnire de destin, o întâlnire care aduce vindecare, apare de două ori vindecarea, da? Posibil cu potențial de creștere, inclusiv creștere și spirituală și materială, posibil la locul de muncă al unuia, poate cineva lucrează într-un domeniu care ține de vindecare, medicină, spiritualitate și alte chestiuni sau, da, psihologie, alte chestiuni, da? Da. Și adevărul este că dragoste a fost. Cineva, probabil, energia feminină, după cum arată, tot îmbrăcată în alb, a oferit emoții, a oferit energia feminină, zic, nu zic femeia, zic energia feminină, ca să faceți distinție. A încercat să vindece, să-l vindece pe celălalt de acest sentiment de singurătate, de frustrare, de boală, poate a fost și boală fizică. Și totuși, au apărut intrigi, au apărut dușmani, au apărut situații, jocuri. Am zis, nu mai repet. Nu mai repet că puteți să dați voi în urmă. Ideea
uite că la capătul setului de cărți, 15-14, da, interesant, e o evoluție. Gata, m-am supărat pentru că nu e egalitate între noi. Un căluț trage și celălalt rămâne în spate. Dar el, energia masculină, mai bine zis, se ridică din valuri, din toate emoțiile nearătate și iese, n-aș spune că e Marte din valuri, care era? Nici Neptunul era. Vedeți voi care e. Jupiter, pentru că guvernează și semnul peștilor și al săgetătorului, este și foc și apă. Probabil Jupiter. Jupiter care este și profesorul spiritual, este și soțul în harta natală vedică. La capătul setului de cărți, noutăți, cică. Dar e o comunicare, o comunicare negativă pe care am văzut-o. Care a obstrucționat libertatea cuiva, pacea, liniștea cuiva, puterea, voința cuiva, interesant, și capacitatea de creație. Probabil acel personaj s-a concentrat foarte mult pe latura fizică, sexuală, sexuală karmică și nu sexuală sacră. În fine, mesaje pentru cine vrea să asculte. Mai. Hai să vedem. Ia uite, regele de cupe. Am văzut și regina dragoste. Emoții sunt, dar neexprimate. Capricorn și capriconuțe. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Aprilie aproximativ. Ia uite, iar apar blocaje, da? 2-3. Past, magicianul, jocuri mentale, zisei. 4 de monede. 1 și de fapt 4, interesant, este 1 și 5. 1 și 5. Un personaj încăpățânat, știu, aici e 4, dar citesc altfel cărțile, da? 1 și 5. 1 și 5. Da, dar 4 în oglindă e 6. Și 15 înseamnă 5 cu 1, 6. Tot acolo ajungem, da? Până la urmă, mesajul, și toate drumul merg la Roma. Același căi de interpretare, sau căi diferite de interpretare duc către același mesaj. Probabil a fost distanță între voi. Probabil s-a dorit manifestare. O să clarific ce acest magician. Dar la cum a apărut cărțile, probabil că a fost și manipulare într-o formă sau alta. Celălalt, unul dintre voi, a ținut foarte strâns de ce are, de tradiții, de idei, de a vrut să aibă controlul. Și 3 de bâte. Probabil că unul a sperat și celălalt a stat pe loc. 10 de, unde a mai fost? Nu mai știu, a mai fost undeva. 10 de bâte. Regina de spade și regele de bâte, vrei, în prezent. Această manifestare sau această manipulare, o să vedem exact ce este exact, apasă pe umerii cuiva prea mult. Și pentru asta trebuie discutat corect. Trebuie discutat... Da. Trebuie puse cărțile pe masă, cum facem și noi acum, cum fac acum eu. Punem cărțile pe masă și vedem. Ce fac, domnule? Ești atras de mine sau mi se pare mie? Că ba arăți, ba n-arăți. O să mai vedem cum apare scenariul. Și regele de bâte va trebui să răspundă în fața reginei de spade. Cine o fi, nu contează. Puteți să fiți și voi, da? Regine de spade, puteți să fiți și voi regi de bâte. Va trebui să se comunice ceva. Eventual, poate, regina de bâte să spună. Ok, suntem față în față amândoi puternici. Fiecare cu capacitatea lui de... Cu forța lui... Aha, mersi. Cu forța lui, unul are forță fizică, altul are forță mentală.
Unul poate are mai multă creativitate, care forță fizică, da, vitalitate, are sevă, celălalt are experiență, are o dezamăgire, am multe dezamăgiri, că regina de spade e foarte dezamăgită, cândva a fost regina de cupe, a fost sensibilă, dar e dezamăgită. Și trebuie discutat. Ok, avem, amândoi avem forță. Mm-hmm. Dar ce facem cu asta? Doi de spade, apare un blocaj, împărăteasa. E de bine, apare o creștere și nouă de cupe. Satisfacție, împlinirea tuturor dorințelor. E de bine deocamdată, dar spânzuratul în continuare și moartea. Să mai vedem ce este. Apare o transformare în viața cuiva. Am zis, chiar de la început, unul e supărat și vrea să pună capăt. Se pare că în continuare apare același scenariu. Și celălalt probabil, șapte de bâte, ce nu. Stai că mă lupt. Intuiția îmi spune că regele și regina de spade mai avem ceva de rezolvat împreună, cel puțin. O să mai vedem ce alte scenarii apar. La capătul setului de cărți, vorbim despre asta, dezamăgire. Impulsivitate eventual, prea multă încăpățânare, 4 și regele de monede, prea multă dorință de control și turnul, separarea asta care a fost. Și iar a fost, am senzația că vă împăcați, vă certați, vă împăcați. Pasiune este, bucurie a fost. Sau este, când sunteți împreună, vă puteți bucura, dar ceva nu merge. O să mai vedem ce. Probabil că e altă persoană. Nu zic musa e o zodie. E o altă persoană, posibil. Hai să vedem. Magicianul, în trecut. Magician. Poate cineva vrea să facă spectacol. Oh. Magicianul e cel mai bun, da, entertainer, iluzionistul, da, magicianul și luna. Vorbesc în funcție de cum, nu cum bate vântul, în funcție de cum crește luna. Ba, la lună plină vorbesc mai mult, la lună nouă mai puțin, glumesc. Dar stări fluctuante și emoționale și în funcție de stări... Aha, mersi. Poate cineva cu marcaj în semn de apă pe ștrac scorpion și în semn de... și marcaj pe mercur. Nu zic mult să ai un semn. Stări fluctuante emoționale care afectează comunicarea. Și când zic că afectează comunicarea, zic nu musai sau nu doar că vorbește mai mult sau mai puțin în funcție de anumite stări emoționale, ci și mai clar sau mai neclar. Aici este blocaj. Interesant că s-a pus pe orizontal una. Blocaj. Poate să fie și frica de comunicare a cuiva. Oh, mersi frumos. Da? E o luptă interioară. Ce se exprime? Opa, cuiva? Iar apare scenariul ăsta și la voi. Cineva se luptă să exprime niște emoții, dragostea, bucuria. Bucuria, ambele, 4 de monede și de bâte și 3 de cupe, reprezintă bucuria. Poate o prietenie, nu mult să ai vreun amor, deși posibil să fie și amor pentru unii. Dar 4 de bâte și 3 de cupe sugerează și prietenie. O prietenie care vindecă și umple sufletul, dar există și această luptă interioară, probabil mândria cuiva. Sau acest personaj n-are curajul. Să spună, mă, pentru că îl vede pe celălalt, iar apare femeia îmbrăcată în alb. Femeia în alb, nu mai știu, era un roman frumos, mi-a plăcut mult, dar am uitat despre ce era vorba. Femeia în alb, un roman clasic, englezesc. Ah, o să caut pe internet scenariu. Poate voi mai știți și poate știți care e legătură, ceva acolo. Femeia în alb. Aici. Frica. E o luptă interioară. Poate că nu-i mai petrecăreț, posibil și asta, dar asta nu înseamnă că nu are emoții. În fine, dacă doar asta contează.
Ba, posibil să aibă, cum am zis mai devreme, emoții chiar destule, dar fluctuante. Și frica de a comunica, am înțeles. Mai dăm totuși o carte pe această lună și magicianul. Și din cauza asta, uite, news, vești, regele de spade, un soi de rege de spade, da? Comunicarea. În loc să se comunice, am înțeles, din suflet, din lumină, se comunică dintr-o stare de frică. Mai dăm o carte pe această luniță. Uf, nebunul. Asta e. Probabil că în trecut aici este adevărul. Poate că ați întâlnit pe cineva nou. Poate, asul de spade. E o întâlnire cu cineva care aduce victorie. Ați vrut să o luați de la zero? Ați vrut să riscați? Vouă sau cuiva v-a fost teamă de... Teama de a risca prin comunicare. Patru de monede. Regina de cupe. Și judecata. Și 8 de spade. E dorința cuiva de împăcare. E obsesie de împăcare. Da? Posibil și din cauza unui copil, a unora dintre voi. Regina de spade și 4 de monede. În trecut. Probabil că țineți la acest personaj sentimental, dacă sunteți voi. Ne dăm o carte pe regina de cupe. 4 de bâte, totuși semn de pământ și vorbim, da? Despre zodia Capricornului. Puteți să fiți voi care țineți la această regină de cupe. Dar, din niște motive, din confuzii, confuziile și fricile unora, plus frica celuilalt de a comunica, dar trebuie să vă vindecați. Ați vrut să vă vindecați și să luați de la zero? Da. Pentru unii dintre voi, interesant cum vine mesajul, ia 3 de bâte. Vazul și valetul de cupe, dar 3 de bâte. 3 de bâte, 2 de bâte și cavalerul de bâte. Mult, mult foc, multă pasiune. La distanță, v-ați făcut planuri în trecut. Cum să călătoriți? Și 3 de bâte și valetul de bâte înseamnă călătorie. Poate totuși a apărut o persoană care a intervenit între voi. Probabil cineva cu marcaj puternic în semn de foc. Marcaj. Nu zic musai semn de foc. Orice poate fi. Și îl face pe acel personaj să se poarte mai focus, mai pasional, mai creativ, mai zgubi. Da? În trecut. Pentru unii simt așa, mai simt ceva. Că e un personaj feminin de care sunteți, probabil, dacă sunteți bărbați, sunteți atrași de acest personaj. Țineți foarte mult la el. Posibil îi vedeți ca de neatins. Pe de o parte. Pe de altă parte, le vedeți de ca și când ar fi, eu știu, tot ce v-ați dorit, regina de cupe și steaua. Tocmai pentru că e expresiv în condițiile în care celălalt, emoțional, în condițiile în care celălalt nu-și exprimă emoțiile, e o diferență de nuanțe. Una e să-ți exprimi pasiunea și alta e să-ți exprimi emoțiile. E o diferență, da? Și atunci, da, uite. Dar, apar dezamăgiri, da, apare totuși un triunghi amoros pentru unii, apar opțiuni, în confuzii, decepții. Unul nu are timp
prea mult de celălalt, pentru că trebuie să oferem prea multe direcții. Și opțiunile astea nu înseamnă mult să ai alte personaje. Poate are persoana respectivă multe hobby-uri sau multe obligații. Dacă văd aici 10 de bâte, posibil să aibă și multe obligații. Vedeți unde sunteți. Dar sunt situații care, da, posibil să fie și căsătorie și familie, stresantă, cu probleme. Vă recunoașteți poveștile, da? Și din acest motiv interesant, din acest motiv, probabil, unul nu se exprimă emoțional atât de bine ca celălalt. Dar interesant, Regina de Cupe și Stea, un personaj care vindecă de la distanță sau care lucrează în public, psiholog, consilier, orice. Lucrează cu publicul, vindecă publicul, ceva de genul ăsta posibil. 10 de bute în prezent. Ce sare. Interesant, 9 de bâte. Deci asta ar fi blocajele din prezent. Responsabilitățile cuiva. Multe responsabilități. La locul de muncă. 3, 8, ia uite, muncă, muncă. Și în acest motiv celălalt... Ia, mai dăm o carte pe 9 de bâte. 9 de bâte și 10 de bâte. Ce mai văd acum? Văd că, într-adevăr, situația este apăsătoare, apăsătoare, arzătoare. Și pasiune și responsabilități greu, e greu de dus. Și atunci, dar mai vedem ce mai apare. Cine are atât, cine se simte atât de apăsat, de consumat? Începe să... dea replica, să dea replica. Începe să nu mai accepte niște obligații. Stă în picioare pentru drepturile sale. Interesant. 9 de monede. Stă în picioare pentru drepturile sale. Dar nu mai vreau să car atât în cărcă. Am prea multe. Gata. Încep să mai selectez. De acum încolo, dacă vrei să mai îmi dai ceva, mă mai gândesc că trebuie să treci de zidul ăsta care îl creez între mine și... Vedem. Vedem. 9 de monede, te rog frumos. Tarificăm 9 de monede și 10 de monede prin 9 de monede. 9 de monede și 10 de monede. Deja s-au făcut 20 ceva de monede. Ops, regina de monede. Pentru mine regina de monede este mamă, soție sau... poate să fie o relație de lungă, o energie feminină. Da. Care și-a asumat multe responsabilități, dar care, eu așa văd cărțile, începe să-și cunoască valoarea. Înțelege că mariajul cuiva, sau educația primită, sau religia în care a fost crescută, asta înțelege. I-a creat multe confuzii, a legat-o, 8 de spade, a legat-o. I-a dus multă suferință, multe decepții. Regina de... Puteți să fiți și voi. Totuși e capricorn, da, am înțeles, e capricorn. Chiar dacă e energie feminină, e latura voastră feminină, chiar dacă sunteți bărbați. Și poate înțelegeți niște chestiuni de genul ăsta. Regina de spade, în prezent. Clarificăm. Regina de spade. Regina de spade poate să fie și o notăriță, o avocată, dar mai vedem. Ups, ia uite. Nu mai vrem conflicte. Fără conflicte. E bine când apare totuși 5 de spade invers. Cu alte cuvinte, se va comunica că eu nu mai vreau discuții. Nu mai vreau probleme, nu mai vreau confuzii, nu mai vreau jocuri mentale. Voi știți ce în viața voastră. Vreau să punem în ordine cuvintele, gândurile,
Situația. Poate au fost totuși trei persoane. Și cineva se hotărăște, mai, ori eu și voi doi, ori noi doi și persoana cealaltă out. Ceva de genul ăsta. Da. E o separare. După o perioadă de abandon, cineva se trezește. Că ce? Orică. Împăratul. Adică. Cineva din viața voastră, cu o energie foarte marcantă, foarte... Am vorbit de patru mai devreme. Foarte încăpățânată, foarte strictă, autoritară, v-a pus prea multe în cârcă unora dintre voi. Soț, poate să fie și femeie, dar în energia sa masculină, sau tată, sau profesor, sau o figură masculină. Masculin, chiar dacă e femeie. Mai dăm o carte pe regina de spade și cinci de spade invers. Mai dăm o carte pe cinci de spade. Da. Dacă a fost altă persoană, ar putea. Mai vedem. Sau mai bine zis, veți mai vedea. Apare cavalerul de cupe, care și el vrea să vorbească. Dar mai blând, să vindece. Mai, eu nu vreau, deci aici văd o energie. Mai bine zis, dorința cuiva de a comunica adevărul, dar într-un mod care să rezolve problema, nu să creeze conflictele. Haide să găsim soluții. Ceva de genul ăsta. Hai să găsim soluții. Hai să vindecăm. Acum apare iar un personaj independent și un personaj pasional. Voi știți cine acesta. Dacă e a treia persoană, voi știți. Pentru că cineva se separă. Eu așa văd. Clarificăm regele de băte. Am zis, nu mai vreau conflicte, nu mai vreau alte influențe. Discutăm noi doi sincer și încercăm să rezolvăm problema. Ia să vedem. Regele de băte ce zice. Regele de băte a fost clarificat de diavol. Tentație, pasiune, adicții, dorința de a domina, ego și faeton. Ar putea să fie dorința de a lăsa în urmă aceste tendințe, după ce se discută, clar. Posibil. Posibil. Voi vă știți viața. Nu pot să-mi asum că toate cărțile vă reprezintă pe voi, clar. Dar diavolul, da, oamenii zic că sunteți voi săraci. În fine, asta e. Voi, plin de pasiune, atrași de ceva? Poate. Poate. Ideea este că vreți să mergeți înspre interesant, înspre stea vreți. Înspre, probabil, poate că aveți nevoie de o consiliere din partea cuiva, de sfatul cuiva. Regina de cupe și steaua. Și am zis, aici este steaua, da? Dorința de a merge către acest personaj. Doi de spade, clarificăm. Ia uite, trei de cupe și împăratul. Ia uite. Separare. Nu, apare un personaj independent la locul de muncă al cuiva. Nouă de monede. Nouă de monede ar putea să fie acest personaj. Și celălalt să fie într-un cuplu. Că văz împăratul. Dar apare separarea. E aici e preîmpărăteasa și împărata. Împăratul. Separarea. De cine-i dată? Eu cred că e dată de acest personaj. Am înțeles. De personajul independent. Cel care e independent. Bărbat, femeie, nu contează. Preîmpărăteasă. Regina de cupe și steaua. Oricine e acest personaj. Personajul care își cunoaște valoarea. Care zice, măi, pisi, pardon.
Nu mă băga pe mine în triunghiuri, nu mă băga pe mine în complicații, nu mă băga pe mine în jocuri mentale, că nu e cazul. Sunt prea inteligentă pentru jocurile astea mentale. Hai! Uite, te pot ierta, discutăm face to face. Nu țip la tine, da? Îți ofer soluții, te pot vindeca. Pentru că regina de spade este vindecătoare, prin cuvânt, mai ales cu cavalerul de cupe. Oare cum rezonează cu... E o altă variantă aceleași vibrații. Voi recunoașteți, vă rog frumos. Și apare acest regele de monede, zice... Măi, am o relație toxică în spate. Da, ok, vreau să o las în spate. Posibil și asta. Măi, simt foarte multă pasiune pentru tine. Mă simt atrasă. Mă inspir, la. Mă și vindești pentru că ai această. Știu, simt că ești puternică, la, sau puternic. Vedeți care sunteți. Dar, poate că are niște adicții. Pentru ce? El știe cine e acest rege de bâte. Are niște adicții sau are o relație toxică. Dar de care vrea să se elibereze faetonul, să meargă înspre vindecare. Doi de spade. Ah, ceva vine invers. Justiția invers. Ah, căsătorie, contract. Eu cred că e căsătorie, nu pare ceva prea mult legat de muncă, deși posibil pentru unii să fie. Dar e o situație nedreaptă, e o situație în care un personaj care n-a meritat să trăiască asemenea nedreptate, a trăit-o, dar pe care s-a hotărât să o blocheze. Da? Este injustiție. Injustiție. Am zis. Și se confirmă prin multele explicații pe care le-am dat. Injustiție. Interesant că este pe verticala cu manipulatorul, cu luna, cu nebunul. S-ar fi putut manifesta ceva, dar a rămas încă în faza zero, din punct de vedere al manifestării, pentru că, până la urmă, s-a manifestat frică, blocaj. Asta s-a manifestat în loc să se manifeste acest nou univers. Pentru că nebunul este de o energie fantastică, fabuloasă, dacă ați putea să vă dați seama ce energie are nebunul. Dar nu simt că s-a manifestat întregul potențial din cauza fricilor și a unui blocaj de comunicare al cuiva. Voi știți cine e acest personaj? Interesant că apare aici, ia uite, și îndrăgostiții și mare preot. Religia, casa, familia, regulile în care ați fost educați, căsătoria, că tot vorbeam de o căsătorie toxică, dar apar și îndrăgostiții. Relația de suflet, sufletul geamă, dragostea adevărată. Și atunci între cele două, cineva trebuie să aleagă. Și atunci se va produce un moment de tăcere necesar ca să nu se manifeste injustiție. Că poți să manifesti injustiție și în căsătorie, poți să manifesti injustiție și în dragoste, dacă nu alegi, sau dacă nu, dacă nu acționezi corect. Și se pare că aici sunt niște focuri. Între două focuri ar fi cineva. Vă rog să vă găsiți locația în aceste cărți. Împărăteasă. Împărăteasă. Clarificăm împărăteasă. Să știți, pentru unii dintre voi, că aceste etalări pe zodii, dar nu pe soare musai, poate să fie și lună, poate să fie și nodul nord, am observat, observația mea, că sunt valabile și pentru progresii, dacă vă cunoașteți progresiile. Dar, hai să vedem. Împărăteasa. Pentru cei care aveți un pic mai mult habar de astrologie. Progresiv. Ce înseamnă progresiv? O să explic în față. Împărăteasa în viitor. Împărăteasa e semn bun deocamdată. Dar să vedem totuși. Reprezintă dragostea. Reprezintă creștere. Reprezintă abundență. Da, hai să mai vedem în ce context. Pentru cine și cum.
Ia uite, asul de monede. Ups! Ups! Regina de... Regele de cupe și ce? Regele și regina de cupe. Interesant. Și valetul de bute. Se va face... Se va exprima. Se vor exprima niște emoții care până acum nu au fost exprimate. Se va face o declarație. Eventual cineva va recunoaște că fără această dragoste se simte singur, părăsit. La la la. Posibil pentru unii. Poate începeți un job prin care aveți parte în viitor de mare, mare abundență. Poate începeți un proiect care vă va aduce mare, mare creștere financiară. Poate începeți o relație cu, nu musai femeia voastră divină, dar cu un personaj care e foarte puternic, are o energie foarte puternică, energie feminină foarte puternică. Văd că reapare totuși energia aceasta feminină sub diferite combinații de cărți, da? Orice ar fi, cele două combinații sunt de bine. Mai ales dacă blocați injustiția. Cine blochează această injustiție despre care vorbim mai devreme, primește. E un dar divin astfel de monede, care se poate manifesta prin reacția voastră către cineva sau reacția cuiva către voi, dar până la urmă el este trimis de divinitate. Nu e un impuls egoist al cuiva. E un dar divin. Abundență, dragoste. Mai dăm, ia, 9 de cupe. Miau. 9 de cupe a fost clarificat de 6 de băte. E o victorie mai oamenilor. A cui, dacă voi știți că ați fost corecți, ar trebui să fie a voastră. Da? Cine a fost corect și blochează injustiția, are parte, ia uitați, de daruri divine. Daruri divine. Dacă e alt personaj, merge într-o nouă direcție, bucuros cu ce a realizat, 9 de cupe, atrage publicul, iar, interesant, iar vorbind de public. Poate atrage pe cineva, personajul care lucrează în public, atrage alt personaj care lucrează în public, pentru că se merită ceva de genul acesta. Oricum, și dacă nu ar fi așa, că n-oți fi toți care lucrați în public, da? Dar, am zis, cine blochează injustiția va avea parte de daruri și binecuvântări divine. Cam așa, da, cred că așa o să denumesc. Va fi un dar de bani pentru cei care au avut probleme financiare, un proiect, da? Vă eliberați, eventual. Wow! Preîmpărăteasa și regele de monede. Poate să fie o colaborare. Super faină. Da? Interesant. Doamnelor, dacă sunteți singure și ați avut de față cu cineva care nu avea prea multe posibilități, da? Prea multe posibilități, imatur, din multe puncte de vedere, valetul cu 9 de monede, lucrurile au scârțit între voi. Și dacă ați reușit, ați avut această putere să vă eliberați de această combinație, aveți la dreapta voastră un rege, un personaj matur, cu experiență și cu stabilitate. Și în primul rând, la regele aici este fain. Bărbat, femeie, nu contează. Regele de monede are experiență. Puteți eventual voi, printr-un nou proiect, să căpătați încă, da, interesant, autoritate într-un anumit domeniu. Foarte interesant, foarte interesant, da, și mergeți înspre putere, ia uite ce frumos. Iar succes, iar vitalitate. Băi, de bine. Doamnelor, în mod special. Dar posibil să fie și pentru domni. Însă am zis, voi trebuie să vă găsiți poziția, sunteți mulți, totuși etalare colectivă, etalare colectivă. Și asta este foarte, foarte, foarte fain. Bă, băi, băi, bre, bra. Care are puterea să blocheze injustiția, repet? Care are puterea să blocheze injustiția? Și uite aici cineva va discuta.
Tablă frumos, elegant. Pisic. Gurița mică. Fără scandal, fără discuții. Vrei să spui adevărul bine, nu? Pa. Eh, lumea și-o mai fac și așa scenarii. Că poate nu e pisic, poate domnule. Vă rog frumos. Nu vă jucați cu inteligența mea. Pardon. Da? Și cine blochează așa ceva? Pa, yes. Sau poate, dragii mei, poate. Eu am zis, este un succes între voi, semn de pământ și altcineva, o persoană puternică, dar unul dintre voi trebuie să blocheze o situație nedreaptă. Că sunteți voi, că sunt ei. Și am zis, o să fie fain. Hai, e fain, mă bucur, mă bucur. Yes! Mai se pare că lucrurile se cam așează pentru mulți oameni. Se fac eliberările. Ce zice? Gândește. Regina de spade centrală. Nu contează zodia. Gândiți. Gândiți. Mai, ce se întâmplă? Și ce mai era? Hai să iau și pasta. Și fiți reali. Fiți reali. Adică fără fantezii, fără iluzii. Fără jocuri mentale. Hai, uite că n-am clarificat. Ce? Lăsați trecutul în spate, apropo de Capricorn, lăsați trecutul în spate, da? Ia uite, faetonul și Capricorn. Dar nu Capricorn numai, energia karmică, da? Aș vrea totuși înainte să plec. Că asta e schimbarea de perspectivă, știi? Asta e schimbarea de perspectivă care se va manifesta. No sacrifice. Nu mai sacrific. Moarte sacrificiilor. În ce sens moarte? Gata, nu mai vreau să mă sacrific. Pentru bălării. Mai glumesc eu. Da. Vreau să stau, să-mi apăr terenul, să-mi apăr poziția, intuiția mea îmi spune, să îmi exprim adevărul. Frumos. Frumii, frumii, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau.